Avem noi talente, dar și invitata mea despre astăzi, pentru că vorbim despre creativitate și nu numai, evident. Invitata mea este scriitor, owner al platformei Creatoria.ro, podcaster, image connector, om de TV, mamă de gemeni și o femeie puternică. Anca Ghinea este în studioul nostru. Bine ai venit la Trăinet, Anca! Bine v-am găsit! Este minunat la voi aici. Chiar este o atmosferă extraordinară. Mulțumim. Mă simt foarte bine, așa ca un VIP ne faci să ne simțim, și când zic ne simțim e că avem o trupă mai mare aici în studio acum. Exact. Și chiar e foarte interesant. Mulțumim pentru aprecieri și noi ne bucurăm că ești cu noi aici, mai ales că nu ai venit singură, pentru că e o bucurie să ai cu tine copilașii. Ai gemenii cu tine aici în studio, chiar Sara e lângă mine, e viitoarea jurnalistă, cine știe. Îi place foarte mult această lume media, această lume efervescentă și e atrasă de camere, de spectaculozitatea acestor momente. Nicolas este atras de mașini și de motociclete, deci fiecare e cu talentul lui. Dar ei sunt obișnuiți cu mass media, cu studiourile. Sunt foarte obișnuiți și le place. Câți ani au? Am uitat să te întreb. Aproape șapte. Pe 19 septembrie facem parte. Bravo! 19 e zi importantă, pentru că pe 19 am fost născută și eu, să zic așa, să mă laud. Oh, ce frumos! Mulți ani! Bun, vorbeam despre faptul că astăzi aducem în discuție creativitatea. Tu te ocupi cu asta și o faci foarte bine, o faci de mult timp. Foarte mult timp, da. Nu știu dacă e o enigmă, dar cred că trebuie să te întreb. Te naști cu creativitate sau o dobândești pe parcurs? Noi oamenii ne naștem cu ceea ce trebuie. Așa. Avem creativitate noi, chiar avem. Ce nu avem uneori este disciplină. Ce nu avem uneori este partea aceasta de a ne ține de treabă, de a avea încredere în noi, de a înțelege că există diferite etape ale procesului creator. Și unele etape sunt așa, cu disconfort. Adică nu e chiar foarte simplu. Nu e totul roz, așa cum pare. Când ajunge așa la un rezultat final, uite cum e o carte. Cartea mea, de exemplu, Creatori în acțiune. Da, pe care am promis că o să o citesc, n-am reușit să o fac până acum. Așadar, să luăm aminte cu toții. Da, până ajungi la un rezultat, și asta le spun și copiilor mei, până ajungi la un rezultat trebuie să pui ceva acolo, ca acea floare, acel rezultat să apară. Cum o floare are nevoie de lumină și de soare și de tot ce trebuie acolo, un pământ fertil, un mediu, că tot vorbeam noi despre mediu înainte, despre spațiu. Ei, așa și noi oamenii, avem de toate nevoie, unele le găsim în noi, unele trebuie să ni le reamintim, de exemplu, că avem inspirație noi, că suntem buni, că suntem suficienți de buni pentru a face ceva și a ieși o treabă extraordinară din visul nostru. Uite, unii oameni chiar uită să aibă un vis. Sunt dezamăgiți că nu le se întâmplă un proiect un an, doi, trei, patru, dar să știi că e atât de important dacă acel vis este cu adevărat veridic, da? Deci este real, e genuin, da? Cum da. Se spune, atunci și trăiești în el și el în tine, că nu poți să-l uiți, că asta e interesant la visurile alea adevărate, nu poți să uiți, te faci că uiți, dar nu-l poți, să te pui pe treabă cu el și să muncești și să faci pas cu pas și știi că o greșeală mare, pe care și eu am făcut-o, că și eu sunt om. Că... Din greșeli învățăm, nu? Da, exact. E să ne dorim lucrul mare să se întâmple rapid, din start. Lucrurile mari nu vin din start, decât așa, unul la nu știu cât, unul la 1%, să zicem 1%. Însă, cel mai mult contează acea, cum se spune, acea călătorie până la rezultatul final. E extrem de important să te bucuri. Uite că faci ceva interesant, că mai bucur 100 de oameni, 1000 de oameni, 20.000 de oameni și tot așa, pas cu pas. Așadar să ne bucurăm de călătorie și nu doar de destinație, pentru că până acolo e drum lung, e un proces întreg. E o viață până la urmă. Exact. E o viață, că noi ne punem câte o destinație și spui, a, ce fericită voi fi, sau ce fericit voi fi, atunci când ajungi la acea destinație și culmea că ajungi. Dar ajunge așa gâfâind, știi? Și parcă nu te mai bucuri în momentul respectiv. Dar ia să vedem ce facem. Să ne și bucurăm de fiecare, uite, cum în cazul meu, în lumea în care sunt, de fiecare apariție, de fiecare proiect media, de fiecare proiect de branding, de exemplu. Pentru că eu, așa cum ai spus, fac foarte multe lucruri. O parte țin de business și o parte de partea de vizibilitate, care și-a ține într-un fel de partea de business. Dar fiecare
că e doctor, că este contabil, că este, uite, în lumea noastră, în lumea media, sau poate e pictor. Ei, până trăiește acea bucurie mare pe care și-o dorește, nu știu, poate o expoziție, se bucură de fiecare pas, că a luat o pensulă, că a găsit o culoare extraordinară. Fiecare pas contează, fiecare om wow cu care te conectezi înseamnă energie. Energie pe care o prelucrăm. Exact. Și uite, și noi facem asta aici la Trăinet. Întotdeauna luăm de la oamenii frumoși pe care îi avem în studio ca invitați câte ceva. Pentru că avem de învățat de la fiecare. Uite, și voi sunteți foarte frumoși și chiar îi încurajez pe cei care vă ascultă, poate doar temporar sau din întâmplare sau a dat de voi cândva sau uite acum cu mine, să mai poposească aici, pentru că e chiar un mediu foarte dinamic și voi aduceți un suflu foarte nou. Mulțumim frumos. Uite, spun oamenii care sunt în spatele camerei, pentru că nu toată lumea are acces la studioul nostru, dar important e să avem și informații pe care să le dezbatem aici. Știu că ai spus un lucru frumos la un moment dat și mi-a plăcut tare mult. Ai spus că eu mi-am creat ușa și apoi tot eu mi-am deschis-o. Da. Suntem creatorii propriului nostru univers? Suntem creatorii propriului univers și propriilor noastre gânduri și mentalități și limite, că tot noi le creăm și pe acele. Când spui a, nu pot să fac asta sau asta e prea mult sau asta e peste un an sau asta e peste doi, tot noi le creăm. Și aici sunt două nuanțe, creație ca produs, ca un serviciu, ca ceva, da? Și creație în sensul de a-ți crea tu pur și simplu destinul, și eu cred în ambele valențe ale acestui cuvânt, creativitate și rolul de creator. Noi suntem cei care ne punem câte o stabilă, poate nepermisă în calea noastră. Și inclusiv în felul în care arătăm, inclusiv în felul în care ne prezentăm, inclusiv în felul în care ne percepem. Uite, foarte interesant a fost că acum mulți ani, cred că vreo 15-13 ani, nu-mi plăcea deloc vocea mea. Deci până în acel moment mie nu-mi plăcea vocea mea și culmea, și atunci eram în lumea media, dar ce făceam? Nu mă ascultam după. Deci mergeam, prestam, era ok, dar nu mă ascultam niciodată. Până într-un moment când, culmea, chiar cineva grupul vostru, din grupul Radio România, mi-a spus, da, e o voce diferită, într-adevăr, dar care vibrează și care e ușor de neuitat, așa, vibrează în sufletul tău. Și tocmai asta e interesant. Și chiar așa a fost. Din momentul respectiv am prins drag de vocea mea. Mi-a adus foarte multe proiecte, inclusiv pe... Adică vocea mi-a adus ceva, apariția mi-a adus ceva. Și uite cum stăteam să mă gândesc zilele trecute, că ce-ar fi fost dacă m-aș fi oprit din drumul meu și n-aș mai fi transmis, pentru că m-aș fi oprit într-o, să zicem, într-o percepție eronată a lucrurilor. Și se schimba totul. S-a schimbat totul, efectiv totul se schimba. Uite, pentru cei care nu știu, Anca a dat voce multor spoturi TV, dar și de radio. Așadar, dacă i-auziți vocea, sigur o veți recunoaște, pentru că fiecare are timbrul lui special și dacă oamenii îți spun că ai o voce deosebită, așa este. Și pe podcast, podcasturile nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi avut încredere. Și uite, un alt lucru, să ieși în față, prin ceea ce faci, și acest lucru este vital, aș spune, pentru creativitate. Pentru că nu mai e ca acum 20 de ani când gândeai, ok, eu creez cartea, cineva să o promoveze, cineva să nu știu ce să-i mai facă. Nu, te ocupi și tu ești promotorul ideii tale, tu ești promotorul proiectului tău în primul și în primul rând, și ce percepție, ce gândire ai tu despre acel proiect, acea afacere, acel gând materializat al tău, așa vor avea și ceilalți. Și în plus tu știi cel mai bine ce trebuie să afle omul despre acel lucru pe care l-ai creat până la urmă. Exact. Și uite, vorbim despre carte. Vreau să ne spui câteva lucruri pe scurt, pentru că mai multe vom descoperi noi citind cartea. Da. Creatori în acțiune, ghid de creativitate. Exact. Aceasta este cartea. Este o carte... Uite, se vede? Așa. O să o lași mai... Așa. Nu? Nu, mai spre tine. Așa. Este o carte care se citește ușor, dar nu este simplistă. Este o carte care te pune pe gânduri, care te întoarce la esența ta. Și cum te întoarce la esența ta? Aducându-ți aminte de talentele tale, de inclinațiile tale, de ceea ce vrei să faci cu adevărat, strict pentru sufletelul tău și al altora. Și atunci când faci din pasiune, dintr-un talent,
ceva, cu muncă, cu stăruință, iese. Reușești. Reușești. Și această carte este exact un ghid, că așa se și numește. Anca, sunt curioasă, referitor la aceste proiecte pe care noi oamenii poate le avem în minte, dar nu reușim să le punem în practică. Cum să lucrăm la încrederea în sine? Că mulți poate nu știu să facă asta. Tu ai luptat și ai trecut prin multe. Am luptat, am trecut prin multe, prin foarte multe provocări. Chiar aș putea spune prin diferite drame de-a lungul vieții. Am înțeles un lucru. Unu, prinzi încredere când faci acel lucru. Deci n-ai cum să ai încredere dacă nu faci o acțiune pe care ți-o dorești. Încrederea se dobândește, curajul se dobândește, culmea, prin acel lucru. Dacă stai în afara lui, dacă spui, ok, îl voi face peste 5 ani, 3 ani, 2 ani, de fapt nu e peste 5 ani, poate să fie peste 10 ani, pentru că tu nu ai început de la un moment dat. Și știi ce e interesant? Tu faci un 5% poate și apoi apare o persoană și îți spune, a, îmi place, sau uite aici mai trebuie să lucrez, sau uite, sunt aproape de proiectul tău, sau hai să te încurajez cu ceva, hai să te susțin, sau uite, știu pe X și știu pe Y. Încep să apară deschiderea așa de drum, dar într-adevăr ușa principală, în cazul meu, nu am deschis-o, ci a trebuit să o construiesc de la zero, a trebuit să construiesc oportunități, a trebuit să construiesc și să deschid drumul, pentru că atunci când am început o platformă de creativitate, nu era un subiect atât de juicy, ca să-i spunem așa, creativitatea. Și lumea zice, păi da, ce, câți creativi sunt pe lumea asta sau cum ajung eu la asta? Păi uite, creativitatea este foarte importantă și este importantă și în afaceri, este importantă și la job, este importantă în viața personală, uite, în viața cu copiii, pentru că tot timpul trebuie să le aduci ceva nou și inclusiv ce fac eu, inclusiv, uite, faptul că acești gemenii sunt aici, în acest spațiu și sunt cumva expuși la o lume diferită, interesantă, captivantă, reală. Cum se materializează munca mea și a ta și a colegilor din media? E wow! Da, pentru că, uite, și ei te-au ca exemplu, pentru că pot învăța multe de la tine, dar și de la cei din jur. Da. Dar sunt curioasă, ce înveți tu de la ei? Ce te învață ei așa în scop creativ? Ei mă învață determinarea, pentru că știi foarte bine, când un copil vrea ceva, Reușește. Nu îl mai interesează că e soare, că e ploaie, că e ceva ce poate ție nu-ți convine în momentul respectiv sau ți se pare că n-ar merge. De la Sara învăță lucrul acesta, perseverența și faptul că este foarte curajoasă. Iar de la Nicolas învăț faptul că are o pasiune aceea cu mașinile și cu motocross-ul. O pasiune vie și cred că îl va urmări toată viața, pentru că a început cumva de la 2 ani să manevreze ușor mașinile și mi-am dat seama de acest lucru. Și învăț cum să am și de la el curaj, dar e un alt fel de curaj, și să fiu interesată. Pentru că atunci când ești interesat de ceva, înveți lucruri. Ești deschis, ești așa ca un burete. Vrea să afle diferite lucruri despre mașini, vrea să afle diferite lucruri despre piloți, Sara despre dans, despre artă. Ei, tot universul ăsta este un univers dinamic. Nu mă plictisesc cu ei. N-am cum să mă plictisesc. Sunt niște copii, pe de o altă parte, extrem de energice, ce și cu bine și cu rău, pentru că uneori, ca adult, nu mai am atât de multă baterie. Recunosc acest lucru. Și uneori vine și cu... Tot timpul trebuie să mă depășesc. Tot timpul trebuie să fiu better mom, până la urmă o persoană mai bună. Ei, de exemplu, nu suportă să spui nimic de rău despre o altă persoană, despre un alt copil, de exemplu. Dacă eu îi spun, mami, ce frumoasă ești, ce rochiță frumoasă ai, dar și fetița respectivă e frumoasă. Da, și ea este. Dar și Y, da, și el. Adică o corectitudine care vine din naturalețea și din frumusețea sufletului lor foarte pur. Exact, asta sunt copiii și în plus te urmează și pe tine, ca exemplu, ei nu poate nu-ți pun întrebări, dar cu siguranță te observă. Ei mă observă, dar și ce e interesant este următorul lucru. Copilul observă foarte mult, copiii observă foarte mult și primesc uneori complimentele și spun, mami, ce bine arăți, ce frumoasă ești astăzi, ce bine stă această rochie, dar ce bine ai vorbit dacă mă urmăresc la o emisiune, ce bine ai vorbit aici sau interesant ce-i spus sau mi-ar fi plăcut să spui mai mult despre, în fine, diferite aspecte, adică până la urmă ei sunt
primii mei, nu neapărat critici, primii mei evaluatori, să-i spunem așa. Frumos spus, da, într-adevăr. Mm-hmm. Da. Dar de altfel, uite că vorbeam despre oamenii din jurul nostru. Atunci când avem o idee, o, mm-hmm, nu știu, poate vrem să deschidem o afacere sau orice alt tip de proiect. Da. Cât de importantă e părerea oamenilor? Pentru că unii vin cu o părere care ne poate ridica sau care ne poate coborâ. Eu zic așa, eu îți spun cum funcționez eu. Și asta după 20 și ceva de ani de experiență. Când sunt în procesul creației, nu întreb. Pentru că vreau să fiu eu sigură că aduc un produs omogen. Fie că e podcast, fie că este carte, fie că este un eveniment. Sunt eu în mijlocul creației, așa cum un chirurg, de exemplu, nu întreabă decât poate dacă mai are încă un chirurg acolo pe lângă el, deci un secund. El operează și apoi vede despre ce a fost, bineînțeles a făcut analize înainte, a gândit bine situația, a evaluat-o, dar când este în mijlocul operației în sine, este el cu, bineînțeles, asistenții respectivi. Dar nu cred că întreabă exact atunci și sună pe altcineva și mai departe. Așa, dar când sunt în procesul creației, eu mă concentrez pe capacitatea mea pentru ca să nu fie alterată de alte idei, poate nu spui bine ideea respectivă, nu te concentrezi și o dai diluat unei alte persoane și nu ți-o evaluează corect și îți dă o stare negativă, să-i spunem, sau să nu mai ai încredere în proiectul respectiv. Așadar, eu am învățat să am încredere în intuiția mea. Dar, înainte, ceea ce fac este o parte de cercetare foarte bună, adică îmi dau seama pentru cine creez, la cine ar ajunge acele lucruri. Aici mă ajută, într-adevăr, și partea de publicitate. Am lucrat foarte mulți ani în publicitate, în partea aceasta de marketing, de PR, și atunci îmi dau seama cum gândește o minte colectivă, da? Da. De ce are nevoie un om? De ce are nevoie, să-i spunem, targetul meu? Adică creația mea trebuie să fie aplicată și întotdeauna am zis, un creator trebuie să fie aplicat, să vină cu ceva concret. După, iarăși, fac o analiză, adică am o parte de visare și o parte foarte ancorată în realitate. De ce? Pentru că dacă nu ești un creator ancorat în realitate, pe de o parte, ceea ce crezi nu ajunge la cine trebuie. Și important este să-și le vorbești pe sufletul lor, pe limba lor, să ajungă acel mesaj cu adevărat. Nu neapărat pompos, nu spus așa la modul perfect, ci exact cum e ca realitate. Și cred că oamenii mă iubesc pe mine și mă apreciază tocmai pentru că vin din rândul lor. Eu nu am ajuns sus pusă de cineva, eu nu am ajuns sus așa peste noapte. Nu, ca orice om, care, sau în fine, hai să spunem că majoritatea... Care muncesc. Da, da. Majoritatea oamenilor e aceasta. Muncă, parcurs, în viață, provocări și alte nebunii ce ne se întâmplă, cazi ridici și ajungi acolo unde trebuie. Și asta face ca mesajul meu să fie relevant, util și foarte așa impactant, penetrant pentru sufletul oamenilor. Și după atâta muncă și pentru că ești autentică se întâmplă lucrurile, da, astea. Și spun lucrurile pe nume, adică spun, a fost greu, a fost ușor, nu e ușor, adică chiar a fost dificil, au fost perioade dificile în care a trebuit să mă lupt pentru a aduce o idee bună, pentru a arăta de ce e importantă creativitatea, care sunt beneficiile, pentru a controla proiecte, pentru a convinge. De la un moment încolo, într-adevăr, când tu crești ca persoană, când îți crește vizibilitatea, când mesajul tău se duce la cât mai multă lume, așa ca o să spunem, ca o sferă care se mărește, e normal ca de acolo înainte, na, oamenii vin către tine, proiectele vin către tine, clienții și așa mai departe. Dar până atunci să spunem lucrurilor pe nume, este foarte multă muncă în spate. Așa este, că așa pur și simplu doar să, da, te expui nu e suficient. Vizibilitatea trebuie să aibă o bază. Trebuie să aibă o bază, un mesaj, un sens. Și mereu, și uite, apropo de asta, de ce unii oameni au frică de a vorbi în public? Te-ai întrebat? Răspunsul și sfatul meu este următorul. Nu în cazul tuturor, dar în cazul multora.
Pentru că ești concentrat strict pentru ca să dai tu bine. Dacă te concentrezi pe mesaj, pe utilitatea lui și pe faptul că, uite, poți impacta un om cu mesajul tău, nu mai ești atât de concentrat pe dar oare îmi stă bine părul, dar arăt foarte bine, dar uite, poate nu stă lumina bine acum și poate nu e unghiul X sau Y sau Z. Nu, te concentrezi pe faptul că ai venit acolo, în acel spațiu, către acei oameni. Ți s-a dat, până la urmă, un drept de încredere, da? Un credit de încredere în tine. Fă acel lucru cât poți tu de bine, data viitoare va fi și mai bine. Și concentrează-te pe ceilalți. Foarte frumos. Și într-adevăr, nimeni nu e perfect. Mm-hmm. Și dacă greșim, învățăm din toate. Uite, da. Am vorbit despre creatorii în acțiune. Vrem să vorbim și despre creatoria.ro. Da. Sunt curioasă cum ai vrut să fie la început și cum este în prezent. A crescut prin faptul că și eu am crescut, desigur. Gândurile mele cu creatorul sunt destul de mari și cred că vor atinge și partea asta de internațional la un moment dat. E o comunitate de creatori. E o comunitate de creatori de la artiști, la antreprenori, la regizori, la oameni care fac diferite lucruri, pictori, scenografi, regizori, dar oameni care au proiecte, și schimbă ceva. Schimbă ceva în lumea aceasta. E o comunitate vie, este o comunitate de oameni care nu se lasă bătuți și care cred fiecare în ceea ce fac. Foarte drăguț. Uite, da, să luăm exemplu Ancăi, pentru că dacă nu te ții de visul tău, nu vei reuși. Oricât de mult te-ar lovi din jur ceilalți. Nu vei reuși și nu vei avea acea stare, pentru că primul lucru pe care, asta le spun și la cursuri, primul lucru pe care trebuie să le faci este să te pui în acea stare. Să te pui în starea de a crea orice, fie că faci o ședință foto, o sesiune video, o haină. Primul lucru și cel mai important e să creezi, să te pui în starea de creație, care e o stare diferită, de exemplu, de a face curat, sau de a face o mâncare, sau de a face o factură, sau habar n-am, spăla mașina. Nu, ai nevoie de un spațiu al tău, ai nevoie de o stare anume, de o plăcere. Mamă, ce aș vrea să creez acum ceva, știi, ceva de genul ăsta. Da. Ce aș vrea să fac ceva acum, mă, da, am un proiect, vreau ceva. Ei, starea aia te face viu. Când creezi, n-ai cum să fii așa leșinat, să-i spunem, știi? De pe o zi pe alta, hai. Interesant că și viața ți se întâmplă, dar și tu trebuie să pui acolo niște semințe. Și prima dată pui tu, apoi pune viața. Evident, totul e în echipă. Și uite, vorbim despre stări, despre cum ne simțim. Ești mamă, ai multe responsabilități foarte și nu multe. E ușor. Nu. Plus că muncești foarte mult. Sunt curioasă, toată lumea are și zile mai puțin plăcute. Cum îți, nu știu, gestionezi creativitatea în momentele în care trebuie să muncești până la urmă și poate nu ai cea mai bună zi, cea mai bună stare? Ei, la mine, după atâția ani, eu creez de la 14 ani. La 14 am lucrat prima dată în radio și în presa scrisă. Mai mult în presa scrisă eram și așa, parțial în radio. Și vreau să spun că am învățat un sistem, un sistem prin care faci față zilelor în care nu ești foarte inspirat sau poate ți-e rău sau poate cine știe ce s-a întâmplat în ziua respectivă, ai ajuns târziu și ți s-a dat ziua peste cap sau habar n-am. Am pur și simplu, am un sistem, băi, hai să fac lucrurile să iasă bine. Asta ce înseamnă? Ca și cum de la 1 la 10 le fac de 8. Știu că în orice situație eu pot să ating acel 8. Da? Apoi zic, măi, da, parcă e prea clasic, nu știu ce am făcut, sau postare, sau un text, sau ceva de genul ăsta, un articol. Parcă aș aduce un alt unghi, parcă aș aduce ceva. Și stau așa și mă gândesc, dar ce vrea omul din față să citească? Și de fapt mai sar încă jumătate de punct, mai sar încă un punct. Și după, vezi, știi, interesul ăsta pe care l-ai, să iasă lucrurile bine, să iasă lucrurile profesioniste, să îți placă ție. Uite, asta e ca un resort care te trage de la, mă, să treacă o dată și ziua asta până la, da, sunt mândră. Sau sunt a ieșit mândră ceva de, frumos. Da, de ce a ieșit, exact. De ce a ieșit. Anca, noi suntem în online și tu ești acolo activă, din câte foarte, am observat. Da. Ai și pe TikTok cont? Pe TikTok mi-am făcut recent, dar am pe Instagram unde sunt aproape 20.000 și
pe Facebook și exact, sunt și activă. Creatoria.ro mm-hmm. Și bineînțeles Creatori în acțiune, să căutăm cartea și să o citim cu și drag. Și Anca Ghinea Creator pe Instagram, acolo sunt foarte activă și eu chiar am să postez un reel cu studioul vostru foarte fain. Pentru că un studio fain și dinamic și modern și nou, un vibe nou. Asta merită toți invitații noștri, în primul rând. Și acolo vom urmări toate evenimentele despre care poate ne vei povesti și data viitoare, despre care ne-ai vorbit și acum, pentru că permanent facem câte ceva. Adică nu putem sta locului, că ar fi păcat. Voi face un eveniment foarte fain pe 26 septembrie, ora 18:30, cu oameni care transformă lucrurile, cu oameni care schimbă domeniile, care schimbă, practic... adună domenii și creează un nou serviciu, de exemplu, sau o nouă categorie de lucruri, sau reinventează lucruri cu inovatori, cu creatori practici, cu creatori care ne ajută să vedem lucrurile diferit. Și atunci va fi un eveniment foarte de, drăguț, cu inspirație, cu pragmatism și cu, să-i spunem, partea aceasta utilă de a acționa în realitate. Ok, lucrezi în online, are efect și în offline, unești comunități, impulsionezi oameni, le dai o motivație și pentru ziua respectivă să se uite la ei și la ce ce fac într-un alt mod. Da, avem nevoie să ne înconjurăm de oameni, că până la urmă online-ul e... facil, să spunem așa, e la îndemână, dar una e să fii față în față cu persoana la care vrei să-i transmiți ideea în sine. Sigur că da, sigur că da. Și se simte o energie diferită care ține așa, te ține în priță poate încă o săptămână sau două săptămâni. E interesant. Evident. Anca, a fost o reală plăcere, sincer să te... Da, a trecut nu timpul cred. Ăsta, a zburat ca nebunul. Nu cred. Dar rămâne deschisă invitația și pentru o altă întâlnire aici în studio. Și uite că și gemenii au fost foarte cuminți. Foarte cuminți. Le mulțumesc. Da. Și de aici voi pleca cu ei, că așa s-a întâmplat astăzi la un designer de modă. Așadar, vor învăța și ei câte ceva din zona asta a frumosului. Da. Pentru că au ce. Au ce învăța, da. Și data viitoare să-i aduci iarăși. Promit. Așa. Bine, ne revedem. Suntem cu ochii pe tine, să vedem tot ce mai faci. Și eu cu ochii pe voi. Și cu multă baftă în tot ce îți propui să realizezi. Nu mulțumesc. Uitați că până la urmă cartea Creatori în acțiune vine și cu autograf din partea Ancăi. Întotdeauna e acolo pe fază. Și ce să mai... Și cu un sfat aproape. Pentru că pe Instagram chiar răspund foarte, foarte rapid și acolo... Să știi că am creat foarte multe proiecte și foarte multe prietenii, amiciții de pe zona aceasta de Instagram. Știi de ce? Pentru că se creează o legătură, se creează o conexiune. De exemplu, îmi scriau cititori din țară sau din străinătate și ziceau, a, mi-a plăcut asta. Și de acolo s-a creat, chiar s-au creat cel puțin 3-4 prietenii foarte, foarte faine. Și mereu presupun că ți se cer sfaturi, adică referitor la, și la cărți și la... Și, și sfaturi și cred că mai mult partea asta, a, ce să fac, uite, sunt tristă că nu-mi iese nu știu ce proiect. Sau că atunci, știi, când dai de greu, dai, te duci către alți oameni, când nu ți iese ceva, când ai o întrebare. Și atunci oamenii vin către mine pentru că ei știu că și la mine a fost un travaliu foarte lung cu această carte și cu aproape tot ceea ce am făcut până într-un anumit moment. Și nu m-am dat bătută. Și asta le răspund și lor. Ei, nu te da bătută. Ei, vezi cum schimb unghiul. Vezi, poate nu ești autentic acolo. Vezi că poate faci dintr-o rațiune diferită. Pentru că dacă faci din orgoliu, nu prea ies nu lucrurile. Iasă. Nu se ies lucrurile, nu. Așadar, sinceritate, autenticitate, așa cum e și Anca, pentru că atragi mult mai ușor omul de sufletul tău. Că până la urmă ne punem sufletul în tot ce facem, indiferent de creație. Sigur. Sigur, sigur, așa este. Și oamenii vin când simt că acolo e ceva gold, auriu, exact. Frumos, luminos, simt autentic și cu o stare de bine. Și uite, dacă vorbim despre stare de bine și noi suntem tot la radio, că ne-am întâlnit aici, vreau să știu neapărat care sunt gusturile tale muzicale, ce asculți tu acasă, când te relaxezi? De la rock, la latino, la muzică clasică, deci diferite. Mai multe genuri, nu? Mai multe, da. Perfect! Așadar știm și bine, gusturile. Bine, uneori și melodii de copii, pentru că trebuie să le știu și pe de nevoie, nu? Da. Nu strică niciodată. Să știi că și acele piese ne ajută într-un fel sau altul. Poate nu le dăm noi pe seama. De rost.
le știam pe de rost, au fost ani în care le știam pe de rost, acum nu le mai știu pe, chiar pe toate. Îi mai ascultă și ei acum muzică de adulți, nu doar cu Shark și alte. Exact, păi au crescut. Melodii, au crescut într-adevăr, dar muzica mă ajută foarte mult în procesul creativ. Înainte, efectiv, de a intra în proces creativ, ascult ceva, ascult o melodie, o muzică. E un gen de terapie. Este, dar și creația în sine este un gen de terapie, pentru că scoți foarte multe lucruri din tine. De exemplu, curajul. Da? Trebuie să le manifesti în creație. N-ai cum. Dacă nu ai curaj, nu faci acel lucru. Apoi te scoate din zona de confort, te duci să vorbești cu alți oameni. Îți place, nu-ți place, dar trebuie să faci acest lucru. Mie îmi place. Mie îmi plac oamenii. Asta a fost în avantajul meu. Sau atenția la detalii. Orice proiect are nevoie de atenție la detalii. Care sunt esențiale, într-adevăr. Sunt esențiale, n-ai cum să nu... N-ai cum să scoți un produs bun, indiferent că vorbim, ți-am zis, de o carte sau de un tablou, dacă nu ești atent la detalii, de la rama acelui tablou până la unde le expui, cu cine, cum îl promovezi, ce culoare ai pus acolo și așa mai departe. Bineînțeles, uite, dacă tot vorbim despre detalii, cu siguranță ne revedem. Încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Și că ai venit, că e important timpul pentru fiecare în parte. Așa este și eu mă bucur foarte mult că am venit pentru că am descoperit chiar o echipă fantastică și îți mulțumesc foarte mult și ție și producătoarei tale și întregii echipe. Am simțit absolut grozav de când intri aici pe hall-ul respectiv și vezi că e o lume total diferită la voi. Mulțumim încă o dată. Și uite, dacă tot vorbim de atmosferă, hai să cadă peste noi stele căzătoare de la Tudor Chirilă și Buia.